Bună seara, dragi prieteni! Tot mai mulți oameni se trezesc din hăbăucia numită aur. Am repostat un material video, o să pun linkul în comentariu fixat. Unul dintre cei care s-a agitat foarte mult în județul Maramureș, în județul Bihor pentru aur, Daniel Bosgar cheamă, a făcut un live de 28 de minute în care a spus în esență că aur este o excrocherie și că George Simion nu este ceea ce pare. Acum, dragi prieteni, eu nu vreau să fac alte comentarii, vreau să vă citesc doar ce scrie doamna Aurora Danciu de la Baia Mare pe această temă. Daniel Bosga a luat satele la rând prin Maramureș și a promovat intens Partidul Aur. L-am bombardat atunci cu mesaje, link-uri, cu probe, reportaje făcute de Mălin Bot. Singurul care pe atunci a relatat despre aur, doamna Aurora Danciu, este din Baia Mare, este unul dintre oamenii care sprijină activitatea mea total dezinteresat, pur și simplu pentru că are foarte mare încredere în ceea ce prezint eu ca jurnalist independent și consideră că munca mea este importantă și vreau să-i mulțumesc public astăzi pe această cale, nu știu dacă am făcut-o vreodată și îmi cer scuze că n-am făcut-o până acum, doamnei Aurora Danciu, pentru sprijin. Doamna Aurora Danciu spune că l-a bombardat pe Daniel Bosga cu informațiile pe care eu le ofeream ca jurnalist independent în acea perioadă, dar nu răspundea niciodată. Până la urmă m-a scos din lista de prieteni, dar nu m-a blocat, nici n-a răspuns urât cum fac majoritatea susținătorilor aur. La cât era de dedicat, nu m-am gândit că va ieși din aur vreodată. Mă bucur foarte mult că în sfârșit a văzut realitatea cu ochii lui. Sper să-l audă și cei pe care i-a adus în partid. Foarte mulți oameni care la început au fost foarte dedicați, dragi prieteni, să știți că eu în momentul în care am început să prezint informații despre aur, am avut inclusiv susținători din Patreon care au plecat, care probabil la fel ca și acest om, după cum, judecând după ce spune dânsul în acest material live de 28 de minute, pare un om de bună credință. Un om care chiar a crezut că aur poate fi o soluție și care s-a fript. Și uitați-vă cât de repede s-a fript, nici măcar nu s-a terminat un mandat parlamentar. Un om care din interiorul aur punctează ceea ce am punctat și eu, dincolo de aspectele pe care eu le-am dezvoluit, această stare de fapt, că aur n-a făcut nimic în Parlament, că a făcut numai circ, că n-are cum să fie așa ceva o soluție, că George Simion nu este ceea ce declară, și că principiile pentru care el a crezut și a intrat în aur n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum cu această grupare extremistă. A vorbit despre traseismul politic și știu că am văzut multe alte filiale. A fost un protest la un moment dat la o filială, sper să nu mă înșel, din Ialomița sau din Călăraș. Au ieșit o grămadă de membri aur după ce s-a făcut un mare traseism acolo și au pus și tomberoane cu portretul lui Simion al lui Claudiu Târziu, le-au aruncat la gunoi. Și în sfârșit omul și-a dat seama, dragi prieteni, că aur nu este ceea ce pare. Exact ceea ce eu explic din luna mai a anului 2020. Este foarte bine că acest om a conștientizat. Este foarte bine că s-a decis să vorbească public despre aceste nereguli din partid. Sunt și parlamentari aur. Este un caz, Boancă, a făcut și această femeie multe dezvăluiri despre George Simion, care au plecat din acest partid constatând că, de fapt, nu este vorba despre ceea ce susținea George Simion inițial. Dar, în mărturia acestui domn, Daniel Bosga, eu am să pun linkul de pe Mălin Bot, pagina publică, unde toată lumea poate să vadă, ca să puteți să-l vedeți. Nu l-am copiat, nu l-am preluat în YouTube, pentru că nu vreau să mă trezesc cu probleme de copyright strike sau alte chestiuni. Lucrurile sunt foarte simple la YouTube, nu stau să discute, identifică coloana sonoră și dacă vede că altcineva a postat prima oară, îți dă copyright strike. Nu vreau să mă supun acestui risc, dar sunt convins că dumneavoastră puteți să-l găsiți dacă doriți să vedeți ce spune acest om. Și este ceva foarte interesant. Daniel Bosga descrie din interior și asta am primit și eu mesaje de-a lungul timpului, pentru că unii dintre cei care au plecat de pe Patreon, susținând la vremea respectivă, neînțelegând ceea ce eu am spus pe Patreon, este materialul meu de prezentare, este o frază pe care m-am străduit să o tot explic și pe care am transformat-o cumva într-un motto al activității mele.
Și anume, eu sunt aici și vă sunt util, mai ales atunci când vă contrazic opiniile. Nu atunci când vă spun ceea ce știți deja. Atunci vă sunt eu foarte util. Când dumneavoastră riscați să picați într-o manipulare, riscați să picați într-o capcană. Și eu vin și spun, oameni buni, stați un pic, că nu e așa. Sigur, în momentul în care George Simion a lansat TAO, foarte mulți oameni din diaspora au picat în această capcană. Parlamentarul Titi Stoica, cel pe care l-a dat afară George Simion, denigrându-l, susținând că e alcoolic și așa mai departe. Eu nu știu dacă Titi Stoica, mie nu mi s-a părut și am avut numeroase discuții cu el. Pentru că a fost unul dintre susținătorii mei de pe Patreon. Și am avut numeroase discuții cu el. Și am spus, Titi, îmi pare rău, dar asta nu este ceea ce pare. Și eu ca jurnalist aici, treaba mea nu este să satisfac dacă am un patron și un, sau alt patron care are interese sau se dedică politic și așa mai departe. Treaba mea este să spun ca jurnalist adevărul și ceea ce îmi dictează conștiința. Și dacă pierd patron din astea, asta este. Scopul meu nu este să fac o afacere, nu este să cresc numărul patronilor cu cât mai mult. Scopul meu pentru care mă trezesc în fiecare dimineață este să-mi ofer expertiza mea și experiența mea de aproape 30 de ani ca jurnalist celor care își doresc în acest mediu jurnalistic atât de toxic, atât de corupt din România să aibă parte de informații, opinii, analize, puncte de vedere obiective ca să înțeleagă ceea ce se întâmplă în acest ocean de informare și mai multă dezinformare. Și unii dintre cei care au plecat, oameni simpli care n-au jucat un rol în aur, s-au și întors între timp pe Patreon și mi-au scris pe privat și mi-au spus, domnul Mălin, ați avut dreptate, îmi pare foarte rău că atunci am considerat că nu este corect ceea ce spuneți. Domnul Daniel Bosga explică ceva foarte interesant, dragi prieteni, cu privire la un aspect pe care eu l-am punctat și în emisiunea Q&A de duminică, și anume faptul că cei care conduc aur, dincolo de problema cu Rusia, dincolo de ceea ce fac ei în societate, manipulare, minciună, instigare la ură, by the way, am citit astăzi știrea pe G4 Media că au fost obligați primăria aia românească care a montat abuziv niște cruci într-un cimitir al unei comune maghiare unde s-a dus George Simion să facă circ și scandal, a fost obligată să demoleze acele construcții pentru că erau ilegale. Deci, momentul cu care George Simion a intrat în politica mare, să-i spunem așa, a fost o minciună, oameni buni, și o manipulare și o instigare la ură etnică. Așa și-a început Simion cariera politică și acum avem dovada în justiție. Nimeni nu poate să spună că au fost o grămadă de instanțe judecătorești care s-au pronunțat pe acest aspect, sub toate aspectele de control judiciar. Și acum se dovedește că ăla a fost pentru mine primul moment în care am ieșit public și am spus stop. Atunci nu exista aur. George Simion era candidat independent. Eu, ca jurnalist independent, prezentasem toți candidații independenți la alegerile europarlamentare, inclusiv pe George Simion de la Iași. Și când am văzut ce face, atunci am spus stop. Acest om n-are ce să caute să fie votat pentru că face o chestiune foarte murdară, foarte mizerabilă. Și iată că după ani și ani, justiția mi-a dat dreptate. Mă rog, nu mi-a dat mie dreptate. A stabilit ce este legal în acel caz și se dovedește că eu am avut dreptate în ceea ce am spus despre el. Și veți vedea că în timp, indiferent când, cât timp trece, ce se va întâmpla la alegerile din 2024, că va avea aur mai multă putere, că va avea mai puțină putere, că va intra în Parlament, că nu va intra, indiferent ce se întâmplă, o să vedeți, dragi prieteni, că în timp, la fel cum ceea ce spune acest om confirmă parte, o mică parte din ceea ce am spus eu despre aur, mulți alți oameni vor veni și multe alte situații concrete vor fi, cum este acest litigiu soluționat de mai multe instanțe, care vor confirma că eu nu am vorbit prostii. Și acest om spune ceva foarte interesant, dragii mei, și anume explică faptul că este un haos și o dezorganizare totală în aur. Nu se organizează filiale județene. Celor care devin membri de partid nu li se creează un statut. Oamenii au consumat o grămadă de bani din banii lor pentru toate nebunile și isteriile la care Simion i-a chemat. Și după aceea, când au cerut să li se deconteze, măcar o parte din cheltuielile au fost tratați cu indiferență. Deci ce ne arată asta? Ne arată că oamenii ăștia, dincolo de
multe alte aspecte grave pe care eu le-am punctat în editorialele mele, analizele, opiniile despre aur, toate 400 de materiale video, oameni buni, din mai 2020 până în 29 iunie 2023. 400 de materiale video în care eu am tot explicat și am tot oferit argumente și informații. Dar dincolo de aceste aspecte, ce spune acest om se leagă cu faptul că li s-a anulat congresul, este că oamenii ăștia sunt total inapți să conducă orice, orice formă de structură. Ei nu sunt capabili să organizeze un congres legal, ei nu sunt capabili să administreze, să gestioneze legal propriul lor partid, oameni buni. Propriul lor partid nu sunt capabili să-l gestioneze cât de cât legal și corect față de oamenii care și-au dat sufletul pentru ei și și-au cheltuit banii și chiar au crezut în ideea asta. Vă dați seama cât de grav este. Păi cum vor ei să conducă o țară? O țară, oameni buni, ce spune Simion? Bate câmpii, spune că el o să aibă 51%, că o să facă guvernul, a stabilit că Lulea e prim-ministru. Păi ce să conducă oamenii ăștia, dragi prieteni, când ei nici măcar propriul partid, încep propriul lor membri de partid și nu orice fel de membri, Terchea Berchea. Un om serios care a umblat prin Maramureș, prin Bihor, omul povestește cât a umblat, cât s-a chinuit, cât s-a strofocat, cum se zice la noi în Banat, cred că se zice și mai în nordul țării, da? Cât s-a strofocat săracul pentru această idee, pentru acest partid. Și-au bătut joc de el, dragi prieteni. Și-au bătut joc de el. În sud, la Ialomița, sper să nu mă înșel, este un caz și mai grav. În care au trecut un om, sunt în legătură cu acest om, toți vorbim pe WhatsApp, schimbăm mesaje vocale, l-au trecut pe lista de parlamentar, fără acordul lui, au falsificat semnătura, oameni buni. Și omul a făcut plângeri la parchetul general și dosarul stă prin sertare. Prin sertare. Ca să înțelegeți cum este Simion antisistem. Nu, nu e antisistem. Toată ziua e promovat la televiziunile sistemului. Sistemul îl protejează. Sistemul nu l-a amendat pe toată perioada pandemiei când a încălcat în draci legislația. Ați văzut cum a tratat pe mine jandarmeria și eu n-am încălcat nicio lege. Nicio lege. Jandarmul spune când îl întreba, am comis vreo contravenție? Nu, n-ați comis nicio contravenție. Păi Simion și Șoșoacă, câte contravenții au comis și până la urmă este infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Ați văzut vreun jandarm să-l trateze astfel pe Simion? Ați văzut vreun jandarm să o trateze astfel pe Șoșoacă? Nu. De ce? Pentru că sistemul i-a protejat, sistemul a avut un interes ca ei să fie în Parlament, sistemul îi va folosi ca unealtă în alegerile din 2024 pentru a încerca să reconstruiască manipularea electorală Iliescu-Vadim. Și acest om povestește haosul, degringolada, debandada și bătaia de joc din interiorul AUR. Eu am ascultat de-a lungul timpului multe mărturii, despre unele dintre ele am vorbit, despre altele n-am vorbit, dar mărturia acestui domn, Daniel Bosga, mi se pare cea mai elocventă, cea mai clară cu privire la bătaia de joc și la ceea ce se întâmplă în această grupare. Acum mai trebuie și oamenii să deschidă ochii, mai trebuie și membrii de partid, cei care au votat, din cine știe ce motive această șleactă, pentru că ei nu sunt un partid. Că dacă ar fi un partid, s-ar conduce ca pe un partid. Da? A avut loc congresul USR. Ați auzit după congresul USR vreo problemă cu congres? Ați auzit așa ceva? Să le anuleze justiția congresul, oameni buni? Deci nu se poate. Și eu sper să asculte cât mai multă lume aceste lucruri și vă rog și pe dumneavoastră, dacă aveți Facebook, sigur Facebook este o mizerie, este o nenorocire, este ceva, dar e o cale de comunicare. Dacă puteți, căutați-l, Daniel Bosga este profilul, acesta este profilul dânsului, da. Și vedeți acest material, are 274 de distribuiri deja. Eu zic că ar trebui să fie distribuit în cât mai multe locuri. Bun, și acum hai să vorbim, dragi prieteni, și despre ce se întâmplă cu pensiile speciale. Că în alta curte mi-au și scris oamenii pe Facebook și eu mă așteptam la treaba asta să fie făcută la schemă. Exact ce spuneam ieri. Au dat-o în așa fel încât să fie contestată la Curtea Constituțională, unde n-am niciun fel de îndoială, niciun fel de îndoială că majoritatea politrucă de acolo, fesenistă, comunistă, va menține aceste privilegii nesimțite.
pensii speciale și dreptul de a acumula pensia cu salariu, oameni buni. Domnul Ciolacu a ieșit într-o declarație absolut jenantă, pe care vreau să o comentez, n-am apucat ieri să o comentez, pentru că am avut cele două subiecte. Cel de la Craiova, legate de ordine publică, cel de la Timișoara, unde la Timișoara aia nu sunt capabili să-l prindă pe făptaș. Susțin că l-ar fi identificat, dar nu sunt capabili să-l prindă. La Craiova a fost prins acel băiat de polițiști, de zaxat, și a mințit în fața anchetatorilor. Susține că nu o cunoștea pe fată, că nu-l cunoștea pe băiat, că întâmplător, vezi, doamne, mergea prin parc și băiatul s-a luat de el că s-a uitat la fată. Dar nu explică cum de avea dita mai baioneta în rucsac, cum de avea mânuși, cum de avea cagulă și așa mai departe. Sigur, lucrurile se vor lămuri. Am văzut declarații luate de presa locală din Craiova de la rudele fetei ucise, care au spus foarte clar că a fost prietenul ei și chiar a amenințat-o că o va ucide. Am văzut-o și pe doamna Olguța Vasilescu, care încearcă să scuze poliția locală și zice, domne, poliția locală nu l-a deranjat pe acel tânăr, ca să nu fie scandal. Păi eu zic că era mai bine, doamna Olguța Vasilescu, dacă era scandal, decât dacă era o fată de 14 ani ucisă și un alt băiat care se zbate între viață și moarte de 19 ani. Zic că mai bine scandal decât crimă. Zic eu, nu știu. Spuneți dumneavoastră ce părere aveți în comentarii. Că avem armate de inutili. Poliția locală, jandarmeria și prin poliție cât sunt angajați aiurea. Vai mama lor, nu știu legea, nu știu procedurile. Nu servesc în niciun fel interesului cetățeanului, oameni. În niciun fel nu servesc interesului cetățeanului, servesc propriului lor interes, că au niște salarii la stat bine plătite, se generează o serie de pensii din astea nesimțite și interesului politic al șefilor. Ați văzut, la Iași, primarul din epocă trimis în judecată, trimitea poliția locală să-i fileze iubita. Prin altă parte, polițiștii locali fac fel și fel de lucruri. Orice, mai puțin ceva în interesul meu, al tău, al celor care plătim taxe și impozite. Și domnul Ciolacu a făcut o declarație legată de cumulul pensiei cu salariu și a zis, domne, cum vreți să aplicăm așa ceva? Vreți să nu mai funcționeze Banca Națională? Și nimeni din presă nu i-a pus întrebarea firească, domnul Ciolacu, dar Banca Națională stă într-un om, că e foarte grav. Că domnul Isărescu are o vârstă și la o anumită vârstă Dumnezeu îți dă shutdown, că vrea Ciolacu, că nu vrea Ciolacu, că ești dispensabil, indispensabil. Sigur, poți să trăiești cât Ion Iliescu, dar la un moment dat se va plictisi Dumnezeu și de Ion Iliescu, da? Și la un anumit moment Dumnezeu îți dă shutdown. Păi cine a mai auzit o țară? Păi asta e o declarație foarte gravă, oameni buni. Prim-ministru unei țări să spună că Banca Națională a țării respective stă într-un om și că dacă se întâmplă ceva cu acel om, gata, se desfințează Banca Națională. Vă dați seama cât de jignitoare și cât de puierilă e declarația asta. Păi ce, nu mai există nimeni în țara asta să conducă Banca Națională? Chiar e unic domnul Isărescu, chiar e Iisus Hristos. Adică este o jignire la adresa bunului simț, a inteligenței oricărui cetățean. Păi nimeni nu este de neînlocuit, oameni buni. Cu atât mai mult în instituțiile statului. Statul trebuie să creeze proceduri, mijloace eficiente de evaluare a profesionalismului, nu să stea tot statul, stă într-un om. Vă dați seama? Vă dați seama cât de ridicolă este declarația lui Ciolacu? Aceeași poveste cu judecătorii care se plâng că, domne, se distruge sistemul de justiție dacă judecătorii nu mai pot să cumuleze pensia cu salariu sau dacă sunt puși să se pensioneze mai târziu. Păi eu vă spun că nu se distruge, dragi prieteni, și eu vă spun din experiența mea că ar fi chiar o asanare bună pentru sistemul judiciar ca judecătorii care sunt într-o astfel de situație să mai iau o pauză. Pentru că experiențele mele cu judecători negative n-au fost cu judecători tineri. Nu. Au fost cu judecători educați în perioada comunistă, care încă și-au mai tras seva mentalității de acolo. Ca să înțelegem foarte clar că reforma sistemului de justiție nu înseamnă numai faptul că producem o independență de factorul politic, ceea ce este foarte important, este crucial. Dacă această independență ar exista în cadrul poliției, jandarmeriei, poliției locale, fiți sigur că multe fapte nu s-ar fi comis. Pentru că ar fi fost oameni profesioniști, oameni care vin dimineața la muncă pentru a exercita niște atribuții legale, cunoscându-și legea, fiind bine instruiți pe acel subiect și
făcând ceea ce ar trebui să facă în interesul nostru, plătitor de taxe și impozite. Și acum ni se vânturează chestia asta. Dom'le, dacă le interzicem relicvelor, dinozaurilor, care țin ocupate o grămadă de funcții prin sistemul de stat, vezi, Doamne, pică tot sistemul de stat. Păi nu văd de ce ar pica. Hai să facem loc celor mai tineri. Nu fac un discurs acum de discriminare pe criterii de vârstă. Dar niciunde în lume nu veți vedea, oameni buni, așa ceva, angajat la stat, care ia și banul de la stat și pensia. Păi cum e posibil așa ceva? Pensia este dacă s-a retras. El, dacă vrea să fie angajat până la 80 de ani, până la 80 de ani primește salariu. Și cotizează la pensie. Și strânge acolo eventual să îi se creeze o facilitate care să spună, domne, pentru fiecare an în care stăm plus peste vârsta legală de pensionare, când se va pensiona, va avea o pensie mai mare. Da, asta poate fi corect, că a muncit mai mulți ani și putea să retragă. Și a ales să contribuie în continuare la sistemul de pensii. Deci este o perioadă mai lungă de contributivitate. Atât. Dar cum să vii și să spui, oameni buni, domne, trebuie să în continuare să le dăm și pensie și salariu, că altfel nu știu ce se întâmplă cu sistemul. Păi de ce se întâmplă ceva cu sistemul? De ce s-ar întâmpla ceva cu sistemul de justiție? De ce s-ar întâmpla ceva cu Banca Națională? Ce Banca Națională stă în domnul Isărescu? Când și-a luat concediu domnul Isărescu, că bănuiesc că și-a luat și dânsul concediu. Cred că nu e orcoholic. Nu cred că lucrează cum lucrăm noi în mediul privat. O mai fi și răcit domnul Isărescu. Nu cred că are o sănătate de fier. O fi avut și dânsul zile libere. Ce? Atunci s-a blocat Banca Națională? Vă dați seama cât de ridicol este acest argument al lui Ciolacu? Și nimeni din presă n-a sărit la gâtul lui. Nimeni nu i-a zis, domnul Ciolacu, dar ia stați un pic. Ce e asta? Păi ce, funcționarea Băncii Naționale depinde de un om? Dacă moare, Doamne ferește, că are o vârstă, domnul Isărescu. Dacă moare, ce faceți? Îl împăiați ca pe cibul? E o legendă, de fapt, cred că este chiar istoria reală a Spaniei, cu un mare luptător. Cidul, Sidul, nu știu exact cum se pronunță, lupta cu maurii când Spania a fost eliberată de musulmani. Și avusese atâtea victorii, încât numai când îl vedeau maurii, o rupeau la fugă și bătălia era câștigată. Și în pragul unei bătălii foarte importante, el a murit în urma unei răni. Și ca să câștige bătălia, l-au pus mort pe cal. Și au dat drumul la cal în fața armatei și ăia săraci au intrat în degringoladă și au câștigat bătălia. Păi ce face? Îl împăiază pe domnul Isărescu și îl pune acolo, Doamne iartă-mă, ca pe Lenin, îi face un mausoleu și rămâne guvernator BNR până la sfârșitul timpului. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca un prim-ministru al unei țări să spună așa ceva, că o instituție de importanță a Băncii Naționale stă într-un singur om și se dărâmă Banca Națională? Vezi, Doamne, dacă pleacă domnul Isărescu, ce să vă povestesc? Eu sunt ferm convins, acum am emit o opinie, n-am informații în interiorul Băncii Naționale, dar sunt ferm convins că domnul Isărescu nici nu mai joacă cine știe ce rol pe acolo și nu mai are timp și la vârsta domniei sale să țină lucrurile foarte sub control. Și că dacă de mâine n-ar mai fi domnul Isărescu, îi doresc să trăiască la mulți ani, să trăiască cu 100 de ani mai mult decât domnul Ion Iliescu la pensie, da? Sunt convins că dacă de mâine n-ar mai fi s-ar pensiona, Banca Națională ar merge la fel de bine. Poate ar merge chiar mai bine. Nu? Că poate ar dau afară și pe Dăncilă și pe cine au mai angajat acolo politic și fără niciun fel de argument. Țineți minte când au angajat-o pe doamna Dăncilă, cât umor s-a făcut pe această temă. Nu mai știm ce face doamna Dăncilă, dacă mai e la BNR, dacă a pus murături, dacă n-a pus murături. Nu mai știm câte macrameuri o fi tricotat, croșetat domnului Isărescu, dacă are pe televizor domnul Isărescu, deși acum e mai greu că televizoarele sunt plate. Nu mai sunt alea late cu lămpi ca să poți să pui macrameul și peștele. Dar sunt sigur că domnul Isărescu e foarte retro, provine din vechiul sistem. Cred că și-a menținut televizorul diamant cu lămpi și macrameul de la doamna Dăncilă. Cred că le are acolo. Și vezi, Doamne, pică Banca Națională, vă dați seama, oameni buni, în ce țară trăim, dinozaurii ăștia nu vor să ne lase, oameni buni, nici măcar atunci când le-a trecut de mult timpul și vârsta. Și ar trebui să se ocupe, să stea cu nepoții, să fie liniștiți. Domnul Isărescu are o proprietate, i-am filmat-o la Snagova acolo, eu nici nu înțeleg. Eu nici nu înțeleg de ce mai vrea el să mai fie guvernator al Băncii Naționale.
mâine dacă se pensionează, are o mega pensie, mega nesimțită, poate să stea în conacul dânsului de la Snagov, este în rai acolo. Șmecherii Bucureștiului, foarte mulți dintre ei corupți, legați de fosta securitate, sunt acolo. Deci acolo este raiul pe pământ. Pădurea Snagov, lacul Snagov. Ce mai trebuie lui să deranjeze, să vină în București ăla aglomerat, până în centru vechi? Vă dați seama ce interese sunt aici? Plus nu mai vorbesc de faptul că domnul Isărescu e numit de Toarășu Iliescu în perioada aia cruntă, fesenisto-sovietică. 89-90. E foarte periculos să ai un astfel de om la cârma băncii naționale, mai ales în contextul războiului din Ucraina și planului malign al dictaturii de la Moscova de a reface fosta Uniune Sovietică. E, din punctul meu de vedere, miroasea conservă și e periculos să ai la conducerea băncii naționale un astfel de personaj, dragi prieteni. Plus că domnul Isărescu are și afaceri cu vinul, are o grămadă de probleme pe cap. Ce mai vrea? Și cum e posibil să spui că o instituție întreagă stă într-un om, dragi prieteni? O instituție întreagă stă într-un om. Comisia Europeană, bineînțeles, a recomandat ca amendamentul referitor la perioada de grație, citesc din G4Media, de 5 ani acordată magistraților care deplinesc condiția de vechime, să nu fie inclus în lege. Liberalii l-au introdus pe motiv că sistemul riscă să fie dat peste cap de un nou val de pensionare. Așa, și care e problema dacă se pensionează? Foarte bine, se pensioneze. Și vin alții mai tineri și mai adaptați la mentalitățile democratice. Asta e un lucru bun. Asta este o reformă în sistemul de justiție. Dar nu vor. Nu vor că și liberalii, oameni buni, sunt fix aceeași mizerie fesenisto-comunistă, iliesceană, mizerie care folosește capcana aur. Să știți că, pe măsură ce vin aceste știri, devine tot mai evident cât de periculos este momentul alegerilor din 2024 și cât de grav ar fi să nu ne mobilizăm cu toții la vot și să votăm puțin pentru schimbarea acestei clase politice securisto-fesenistă, care, iată, a reușit să-și creeze o capcană, creează aparența schimbării, dar de fapt nu e nicio schimbare. Să ascultați, dragi prieteni, vă las acum, o să pun în descriere și în comentariu fixat link-ul către live-ul acestui domn de la Aur, care s-a zbătut foarte mult în Maramureș și Bihor, ca să vedeți ce spune. Exact asta spune. Că de fapt e fix aceeași mizerie PSD-o-penelistă și că este o mare, mare țeapă electorală. Semper Fidelis, ne vedem mâine!